luat de la judecată toate documentele și am venit în coace să, să demonstrez. Deci ați fost mai ieri la minister și i s-a mirat de unde o decis de instanța că trebuie să plătiți 9.000 da, de lei și executorul a venit acum cu pretenții da, de 11.000. Da, suma asta s-a luat, suma asta, de unde s-a luat așa mare? Dar și nu tot și-a pornit procesul ăsta. Casa Națională de Asigurări Medicină, da, aceia care cu da, polițele de asigurare. Da, și asta era când? Prin 2000 cât? 12, dacă sentința e din 12, înseamnă că pe 11 te-ai judecat. Da, probabil. Undeva așa. Și atât de atunci ești plecată și nu știu. Care spune viață roate, nu? Nu poate să fie așa și așa? Ia spune, numai ce este. Unde aveți în vedere? Nu, poate este o persoană care are șudă și e că o pornit asta, nu? Chiar dacă, dar s-a dus la instanță, instanța o decis, nu persoana da, care are șură. Instanța trebuie să bazeze pe lege, înseamnă că există așa lege care te pune să plătești polița chiar dacă nu ești în țară. Da, din 98 legea asta e în vigoare. A, da? Da, prima dată. Ce s-a spus? Dar ce dau vina pe filat? Filat atunci nu avea nicio funcție. Apoi asta, iar că ieri mi-a spus de filat, de ce să vă întrebați filat? Ce am tot filat, dar m-a venit Maia, la să rezolvi întrebarea este amul, dar m-a venit Maia, eu de exemplu, da, legea asta e făcut când era, de exemplu, asta, cum îl cheamă, Filip. Dar da, mă, voi ați venit. Eu am atât de pornită, dar n-aș fi lupit la Voronin. Nu, nu, la mine e din 2018, în decembrie. Acum, în decembrie 2018. Și ei erau la putere. Eu înțeleg, ei au făcut legea, dar voi dacă ați venit, de ce nu modificați? De ce nu modificați? Că ei vezi că ei iau acolo copii mici, cu gravide, ei permanent asta o, mă rog, o ridicat, dar cu dizabilități, parcă nici nu sunt. Parcă nici nu sunt persoane cu dizabilități. Mă duc să mai bat toba, că și eu trebuie să mă duc. Culeg, dacă stiu, la 10 trebuie să fiu la primărie, am uși plec. Eu mai stau o leac și am că eu știu precis că nu câștig, dar măcar nu. Măcar adică, să-i deranjez. Nu, dacă le amintești problema. Nu, ascultă-mă pe mine, dacă pritura cumva m-a deranjat, asistența socială, eu știu ce fac eu acum. Eu atunci să le spun, duceți-vă și în rezolvație, eu știu ce fac eu acum. Cam mai departe să le pun, că mie banilor nu-mi trebuiește, eu mă repet, banii nu. Dar mie îmi pare rău că ei își bat joc de persoane cu dizabilități. Așa, nici nu m-am gândit să nu vii persoane cu dizabilități. O, finit, iată rudele lor, ai văzut că ceilalți doi au da, persoane cu dizabilități da, în familie. Da, păi dintre atâția numai doi. Unii chiar nu pot ieși, nu se pot deplasa. Sau sunt departe în țară. Doamna Guțu, eu vrut bani de la ei. Dar ce arătați încolo? Cine-i doamna Guțu? Eu nu știu. Așa e de la pretura ciocată. Pentru că e de 3 ori m-a sunat. Eu și mobilul ei ala. Și când o văzut eu, dar eu nu dau bani, pentru că eu am persoană cu dizabilități. Eu nu am bani să dau eu în aleva și în aprava. Dar ăștia care au... oamenii, când funcționarii de stat îți cer bani, zic da, 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 o să aduc. Și du-te la CNA și fă-le un flagrant. Dar așa, zici că au vrut bani, asta e calomnie. Stai o secundă. N-ai nicio dovadă. Nu, eu n-am dovadă, dar eu nu-mi place să fac lucrul ăsta, adică să fac... Dar cum să-i oprești altfel pe hapsi? Știi că am venit și mai departe, dar când doamna Silvia să mă mai sune, dar ea să mă sune. Adă-ți aminte că eu spus că 3 luni trebuie să treacă și apoi ea trebuie să mă sune și iar să mă trimată, adă-ți aminte că așa au fost. Una dintre cele de la masă, da? Da, da, așa e negresmulet. Și peste 3 luni iară trebuie să îmi dăi, înțelegi? Și iară să mă chemi. Și doamna știu cum îți vorbesc, că dacă deja... Trebuie să mai protestăm, îți spun, și la Parlament. O chem când o să fie următoarea ședință și mergem să se vadă și deputații, că doar ei modifică. Orice deputat din acei 101 pot iniția modificarea legii. Ca să includă și categoria asta în care ești șmata. Rudele dar persoanelor cu dizabilități. Dar nu era normal, ministerul s-o cupt cu întrebarea de asta. Păi ba da, și în ministerul poate. Și eu trebuie să mă duc să deranjez Parlamentul când este ministerul și lasă ei să rezolve. Dar vezi că promis că o să intervină și pretura. Poate o să trimite de mers și poate ministerul să reacționeze și de la protest. Pretura să... Da, eu mi-am promis. Păi, chiar vicepretura, așa că... Nu, că am vorbit, am telefon. Tata și băghine, numai să ai răbdare. Stai puțin. Înseamnă că și atunci când primesc soarele la pretură, e că atunci trebuie... Aceea,
ar trebui să fie copia demersului extraministier. Mata asta ai cerut, nu? Da, așa se cel puțin verbal. Nu, ne-a promis. Deci? Păi, pe data de 30 eu primesc răspuns la pentură, așa ne-a promis. Poftim, bun. Și atunci eu, dacă, și eu trebuie să aștept, adică poate ea se rezolvă. Dacă nu, eu iarăși vin cu așeia. De-am la toamnă. Și șefa protesta cu așeia. Dar așa nu, eu nu vreau să mă duc la parlament. Nu de atâta că mă tem să nu... Eu s-o pot că parlamentul lasă-i cu copiii, cu întrebările lor. Întrebările lor îți modific și legile și le includă toate categoriile. Ministra nu e în parlament, e în guvern. În guvern, da. Gata, ei în guvern și apoi ei trebuie să pregătească documente pentru a modifica. Modificarea legii, ne-am înțeles. Și gata, ei trebuie să ocup și sângul, la parlament, de acord. Oamenii și n-au idei, înțelegi? Da, deputația nu prea știu. Ministerul, să, asta, ministra din guvern, să pregătească documente către parlament și să mă duc eu la parlament. Cum a ieșit aici și el n-are zic idei. Zic că nu știe, da, și da. Și voi n-ați văzut că el nici nu știe ce să vorbească. Și eu n-am văzut. Dar să mă duc la domnici care am fost mai alta ieri, să vedem și ne spun, chiar că le-am adus. De arată-le documentele, da, să vedem și să spună. Dar ai văzut, a ieșit consilierul. Ce și-a zis că dacă e hotărâre de judecat, titlul executoriu, nu mai ai ce să faci. Și să-i spun. Asta un soi de procente, măcar da. Nu mai faci. Ei sunt toți legați unul cu altul. Fac trimitere la lege, că dacă există așa lege, na.